Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a anunțat marți seară că a fost semnat un acord între MAI și Patriarhia Română, care prevede acordarea sprijinului pentru împărțirea luminii și a Sfintelor Paști pentru credincioși. Vela a declarat că, având în vedere numărul mare de credincioși, Mea I dorește să vină în sprijinul Bor, executând misiuni de ajutor pentru clerici și credincioși și ajutând la împărțirea Sfintelor Paști, cât și a luminii sfinte aduse de la Ierusalim în seara învierii. Ministrul de interne a declarat că pâinea binecuvântată va fi distribuită credincioșilor în zilele de vineri și sâmbătă, între 7 și 17 în toate parohiile din Patriarhia Română. În locurile special amenajate de către personalul bisericii și de către voluntari, cu respectarea măsurilor de protecție, exact ca la magazinele comerciale. Pentru credincioșii bolnavi și cei peste 65 de ani, Paștele va fi distribuit la domiciliu vineri și sâmbătă sau în prima zi de Paști, cu respectarea măsurilor de protecție. Distribuirea luminii se va face de către voluntarii parohiilor și de către echipajele de ordine publică existente aflate în misiune începând cu ora 20. De asemenea, Vela a precizat că noaptea de înviere este permisă circulația tuturor preoților și voluntarilor. În acest context, președintele României, Claus Iohannis, a declarat miercuri că este regretabil să observăm și în viața noastră și în viața publică că de multe ori cele mai bune intenții creează cele mai mari complicații. Așa se pare că se întâmplă și cu așa zisul acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă. Șeful statului a precizat că probabil intențiile au fost foarte bune, dar nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește acolo, și mulți români au înțeles că este cazul să ne relaxăm, iar explicațiile care s-au dat au fost prea optimiste. De asemenea, președintele a spus că dorește să se revină asupra acestui acord și să se găsească o formulă care respectă principiul stați acasă.